Salutare, numele meu sunt Cristi și bine v-am regăsit la un episod din seria noastră minunată de Minecraft Survival. Dacă mai doriți episoade, v-aș ruga să nu uitați să lăsați un like și haideți să începem noi frumoasa noastră serie. După cum știți, am fost la mine în episodul trecut și vreau să mai mergem și episodul acesta, deci o să sacrificăm două episoade din seria noastră minunată până la weekend în care să minăm, pentru că nu prea avem resurse, am nevoie de foarte, foarte mult iron și cred că ăsta se aude super tare. Holy shit. Lemn. Toți v-aș cu mine, nu mai avem... cum să n-avem mai deloc? O să iau atâta pentru că voiam să fac niște pickaxe-uri. Două dacă se poate. Perfect, și haide să mergem lumea la mină, avem și 28 de torțe. Bă, nu știu dacă o să-mi ajungă, dar haide să luăm și noi cât valem la noi, în caz că ne trebuie. 8 neprelucrat, zic că ajunge, haide lume să mergem la aventură. Sau în aventură, nu știu, bă, să mă culc, să nu mă culc. Bă, nu mă culc, știi ceva, lăsăm așa. Care, cui pas, de ce să ne culcăm tot timpul? Hai să lăsăm și noi seara măcar o dată, să ne bucurăm și noi de lumina noastră. Lumina de aici, ia. Cum am iluminat noi totul, casa frumoasă. Bă, se vede mișto, n-am ce să zic. Și cred că când o să mă duc în Nether sau ceva de genul, aș vrea să pun niște glowstone pe aici prin apă, se vadă frumos, ce credeți? Bă, din câte știu, se punea glowstone în apă, nu? Era ok. Adică, sper că se poate și acum, nu știu de ce nu s-ar putea, da. Puteam să jur că am uitat ceva, am uitat mâncarea. Oh my god. Și știu bine de ce, pentru că nu-i bine deloc să treci la mine fără mâncare. Nu-i bine deloc. Mai dai de un zombie, mai dai de ceva. Bă, bossule, ce faci tu aici, șefule? Cum ai venit tu aici, bă? Uf, tu vrei să ne batem, uite. Hai că-i dau rapid, dau spam. Bă, îți dau cu... Top. Topor, era să zic. O, da, și topor e super bun pentru PvP. Din două topoare îl faci praf ăla. Așa. Ce voiam eu aici? Mâncare. Avem două de-astea. Tu glumești atât? Tu glumești? Atât avem? Holy shit, nu avem mâncare. Acum trei mai avem. Wow. Uf, asta e urât. Ia. 3 iron. Și trece ambulanța, de ce nu poate să treacă ambulanța pe aici? Holy shit, și cum se aude, v-am zis, la mine ambulanța se aude ca un urât. Ia să vedem, să facem și noi niște armurică. Pisică. Ia. Pac, ne putem face și o cască și aia e, boșilor. Hai, renunțăm la căscuța noastră de leather. Am idee ce să fac cu ea, parcă mi-e doar așa de aia, știi, am folosit-o cu atât de mult drag în primele episoade. E așa de scumpă, uite așa o să las aici. Vai de cap meu, voiam să o dropez de pe ca în ce se mor. Ok. Oh, what the fuck, credeam că a dispărut. Holy shit. Bă, vreau să o pun și undeva. Să nu iau, să nu o iau chiar din întâmplarea. M-aș pot spun acolo. Și va las așa. O punem noi aici frumos să moară liniștit acolo. Nu o mai mutăm până la finalul seriei. Ok, hai să mergem în mină lume. Avem 3 mâncare. Bă, sperăm să ne descurcăm cum putem. Am văzut o vacă, te rog frumos, vino încoace. Crezi că tu... Bă, două. Cu ce se mulțeau astea? Cu wheat. Aș putea să faci o fermă și chiar asta o să fac. Holy shit, ce m-am speriat. Bă, ce scos sunetele astea, mine? Gata, acum te omor, du-te, frate, de aici. Ocazie specială. Coaie! Dă-te, mă, de aici, că m-am speriat mai rău decât... Mi-a dat două, bun, mai omorăm una, pentru că se pare că sunt multe vaci pe aici. 4, bun, hai să le prăjim și mergem liniștiți la mină și după o să facem fermă. Nu, n-am ce să fac, mă scuzați, dar chiar mă, bă, m-am speriat rău de tot. Pare rău, n-aveam cum să nu omor, să o las așa. Dă-te, frățicule, de aici, că m-am speriat de cap meu. Bă, v-am zis că Minecraft se transformă într-un joc de groază, cumva. Și mi s-au întâmplat multe, multe întâmplări. Acum nu-mi vin dacă e, dar am zis de foarte multe ori chestia asta. Minecraft se transformă într-un joc de groază. Ba din mină, ba că mai apare un creeper de nicăieri. Mai ales în hardcore, știți cum e? Deci ești pe hardcore și ești în mină și pe efectiv te uiți acolo. Te uiți în dreapta, doată apare un creeper aici. Ok. Hai, încă unul se prăzească și merem liniștiți la mină. Woo! Poate dăm și noi de ceva drăguț. Am ajuns deja la nivelul la care trebuia. Ați văzut și voi în episodul anterior. Avem 3 de astea, nu știu ce naiba aș mai putea face cu 3.
bă, o să-mi fac o... O să-mi fac... Dă sau un ex, ca să mă bat. Știți că ex-ul e bun la bătaie. Nine attack damage. Atâta are și ăla de stone, doar că ăsta rezistă mai mult. V-ați dat și voi seama și probabil o să tai și copaci cu el, deci... Pana mea, ce pot zice acum? Să vedem ce putem face. Hai să mergem la mină. Frate, noroc. Ia să vedem. Uite cum se văd torțelele. Hai, cu noroc acum, poate dăm de diamante, poate nu, vedem noi dacă nu dăm în episodul. Nu uiți o apă. Stai că era utilă chestia asta de pe 1.10, unde era chestia aia? Touchscreen, nu, nu era asta. Autojump, nu. De n-am mai adesea, auzeau sunetele, ca să zic. Aha, încoace, stai, fii atent. Aici e. Unde e mapa aia? Știi ce vreau să caut? Bă, sper că nu dau un lac aici sau un râu. Sper pur și simplu. Oh my god. Spune într-o că n-am dat în râu sau un lac. Unde sunt? Unde sunt? What the fuck? Nu văd nimic. What the fuck? What the fuck? Unde sunt? Nu vedeam absolut nimic, unde naiba sunt. Coaie, stai că nu văd nimic. Bă, deci shader-ul ăsta e destul de ciudat în mină. Nu pot să-l folosesc că... stând în mină, deci o să-l scot. Unde mi-e și mă? Bă, m-am spawnat, ce naiba? De unde am ieșit, e întrebarea. Aha, de acolo. What the fuck is going on? Ok, hai că am dat de iron. Bine, boss. Bă, bine că am auzit apa asta, știi că înainte... Dacă nu... Uite, ai mai dat de iron, ceva frumos, ia. Ce mai e pe aici? Ceva căul pe acolo. Iron, frumos, să luăm. Bă, deci vreau să iau tot iron. Ce faci, mă, Ștefane? Ștefane, bă, colo. Dacă vă uitați la acolo, știți de unde am luat chestia asta cu Ștefane. Hai să acoperim și noi asta, pentru că ne strică tot, toate planurile. Păi ești nebun la cap, cum naiba. Băi, eu prima dată credeam că am dat în lac și mă speriase puțin gândul acesta, nu voiam, știi? Și când n-am mai văzut nimic și nu știam unde sunt, am zis gata, băi, eu mor ca prostul. Mor efectiv ca prostul. La ce înălțime suntem aici? La... 28 e bine. Binișor. Dacă mai coboară cave-ul acesta, s-ar putea să dăm și de diamante. Ia. Bă, aici este... Am văzut iron-ul ăsta, stați calmi. Perfect. Îl luăm pe tot ca să ne facem armură full și... Spot. Spot. Se scarpină, știi? Și când dă așa cu piciorul... Bate așa în podea, să zicem. Bosule, am topor, ce ai de gând să faci? Ce ai de gând să faci? Mult prea bun pentru tine. Holy shit, ce ai făcut acolo? Bă, pur și simplu cu shader-ul nu pot mina, cu shader-ul acela nu pot mina. Dacă puteți să-mi recomandați un shader bun, care e bun și pentru afară lumina de noapte și minat. Mie îmi place super mult asta, doar că văd că în mină nu pot face față decât să pun torță lângă torță. E super, super ciudat. Mamă, cât iron ești nebun. Bine, bossule. Uite, mai ieși pe aici. Bă, noi ne facem full, am zis bine. Că într-un cave, dacă ești într-un cave, sigur faci un stack. Sigur faci un stack pentru că găsești peste tot, fratele meu. Găsești peste tot, uite-te și tu cât e. Dacă mai duc mai încolo, mai văd. Ia uite. Peste tot lumea. Holy shit. Ia, facem așa. Aud un zombie, unde ești? Mă uit dacă e în spatele meu, știi? Mamă, dacă dau de spawner, mă sinucid. Holy shit, Rivine! Woo, boys! Nice, 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 man, bă. Rivine, easy, easy, Rivine. Easy, două stack-uri de iron. Bă, boss, nu m-am luat de tine. Am zis să te las în pace, dar te-am zis mai neajutorat. Nu te iei de mine chiar așa de ușor, ok? Mâncăm ăsta, să ne facem full.
I don't have full eye, ok? Holy shit, Rivine. Bă, dar nu m-am așteptat, bă, deci am auzit chestia, am auzit o apă așa. Am zis, bă, ce poate să fie? Probabil o înfundătură, probabil ceva. Bă, nu m-am așteptat, Rivine, dă-te fratele meu de aici. Wow! Hai să luăm noi tot de aici. N-am nicio idee ce s-a auzit. O să avem iron cât pentru toată viața. Adică pentru full armură și probabil unelte toată viața, cum să zic așa. Cât avem până acum? 60! Easy money, boys! Bă, super, super mișto. Dacă... Liliac prost. Așa, dacă... Dau, dacă coboară chestia asta mult mai jos, sigur dau diamante, vă zic eu. Sigur, sigur sunt diamante pe aici. What the fuck? Ok, Cristi are X-ray, doamne. Oameni buni, Cristi are X-ray. Ce naiba a fost asta, Cristi? Simțul de iron. Ce naiba a fost asta, Cristi? Că, efectiv, random. Poc, poc, iron. Du-te, fratele meu, de aici. Cristi, what is going on, bă? Acolo mai văd ceva iron, dar haide totuși să ne întoarcem, să mai vedem ce mai este pe aici. Vreau cu cât mai mult să cobor, pentru că s-ar putea să dau de diamante, deci ar fi super mega extra, ok? Bossule, și tu te-ai de mine, te rog, vreau să lasă în pace, vă voi mai ne ajutorați și chestii și pana mea, mie, și mie milă de voi. Așa? Holy shit, ia. Yeah. Bă, urâtule, tu nu tragi cu săgeți mine, ok? Nu m-au oasea în tine, dă-te nebi. Așa. Oho, coborâm, băi. Fundătură, ce-i mă aici? 23. Bă, asta a fost. Ne-am oprit la niște iron. Ce-a fost asta? Ia, ia de aici niște iron. N-ai venit aici degeaba. Gen, ia. Cam atât a fost aici. Haide să ne întoarcem într-un fel. Să nu ratăm ceva. Bă, nici nu mai știu pe unde am venit. Cred că pe aici. Cred că pe aici, ia. Oh, coborâm, putem să coborâm. Ia stați. Chiar vreau să cobor. Nu, nu putem. Știu, am văzut creeperul ăsta. Unde ești, bossule? Hai, nu mă vede, ce naiba era cu el? Nu se putea să... Nu putea să se miște, ce naiba aici? Ceva room secret. A, înțelegeam ce făceam el acolo. Dacă aveam shader-ul meu, eu nu-l vedeam, pentru că era prea întuneric, mă duceam aici și mă buvea. Am înțeles ce vrea să facă. Și pentru că mă buvea, mă ucidea și îmi săreau itemele în lavă. Bă, ce... Ce malefic e el acolo. Am văzut ce voia să fac, dar nu prea a ieșit. Știa, Cristi Ro ăsta joacă cu un shader care nu se vede în mină. Clar, îl pot bui. Băi, nu astăzi, creepere. Nu astăzi. Bă, cred că pe aici am venit. Vreau să mă întorc acum acasă, că avem destul. Holy shit, iliac prost. Ok, putem coborâ, ok. Bă, neapărat vreau să cobor. Și de ce ne-am oprit aici? E 13. Bă, dacă e un diamant acolo. Dacă e. Ok, deci doar... Ai două nivele aici. Două nivele de lavă. Ok, de aici e deja... Destul de adânc. Ok, ia. Yeah. Bă, vreau să încerc, ia. Yeah. Ceva, ceva? Iron? What the fuck? Cristi are X-ray. Cristi are X-ray. Oameni buni, ce... Ce-i asta, Cristi? Cum poți să dai de iron? Fără să știi măcar. Holy shit, am bănuit ceva că e sub balta aia ceva. Mă gândeam la diamante, dar iron totuși. Easy. Yeah. Aici ce ar putea să mai fie? Ar putea să mai fie ceva. Acolo e lavă. Na, nu e nimic. Ok, băieți, hai acasă. Nu mai putem să coborăm ceva de aici. Se pare că o să trebuie... Se pare că n-am dat diamante în episodul acesta. Probabil data viitoare. Pana mea. Când ai noroc, ai noroc. Când ai data viitoare. Bă, hai să mergem. Mi se pare că pe aici am venit. Da, perfect. Și aici e gaura mea. Și s-a dat sunat asta, ok. A, ce voiam să tragi cu săgeata în mine, du-te-mă de aici. Și ăsta e locul secret, ia să facem ceva de genul. Poc, gata, de aici știm că am făcut
drum către revenge chestii. Bă, fraților, ce am făcut? Ne-am dus la mină, ne-am făcut cu mult, 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 mult iron și gold. Cât avem? Doar 9? Mă, aș de aici, că mi se pare că am spart mai mult. Holy shit. Ok, bine, doar 9. Foarte mult iron, chiar voiam să îmi fac plinul de iron, doar că nici chiar halul ăsta nu mă așteptam să-mi iasă chiar așa. Voiam măcar să ies cu 20, dar hai că mi-e și cum stac și ceva. Bă, super, super mișto. Uite, uite ce ciudat se vede fără shader. Afară chiar arată super mișto. Aici, ia uite. Oh, bestie. Bă, fraților, cam atât a fost cu acest episod. Sper că v-a plăcut. În episoadele următoare aș vrea să nu mai merg la mine, dar neapărat vreau un diamant sau ceva să dăm de obsidian. Bă, pot să fac portalul ăla de de Nether și fără obsidian, că pot într-un fel să torn apă și lavă în același timp și toate nebunile, dar și probabil chiar asta o să facem, dar v-am zis că vreau să-l fac într-un castel, castelul care o să fie un proiect care o să sper să înceapă cât de curând. Păi cam atât a fost cu acest episod, fraților. Dacă mai doriți episoade, v-aș ruga să nu stați, să lăsați un like. Aveți canalul meu, vă abonați chiar aici dacă nu sunteți abonați și mergeți de pe telefon să apăsați și aici în dreapta aveți niște episoade, puteți să dați click să vă uitați în continuare la ele dacă vă place conținutul meu. Eu am fost Cristi și ne revedem data viitoare cât de curând. Holy shit. Bă, când stau așa și mă gândesc cât o să-mi ia să fac castelul ăla. Totuși un plan pe care neapărat vreau să-l fac. Bă, eu am fost Cristi și ne revedem data viitoare. Pa, pa.